Ținând cont că este ultimul an în care se mai pot desfășura lucrări pe componentele de apă și de canalizare, lucrările sunt destul de anevoioase. Se lucrează atât pe străzi importante, cât și pe străzi mai puțin importante din cartierele Ițcan și Burdujeni. Disconfortul este deopotrivă mare, fie că este vorba despre lucrări pe bulevarde sau pe străzile lăturalnice. Pentru că lucrările trebuie făcute, indiferent dacă implică și sacrificii, primăria va încerca măcar să le limiteze. Strada Mihai Cogălnicianu, unde se va circula pe un singur sens, pentru introducerea conductei de apă. De asemenea, pe strada Cernăuți, deplasare spre cartierul Ițcani, va fi deviat traficul, astfel încât intrarea spre municipiul Suceava va trebui făcută ori cu ocolire prin comuna Șcheia, ori ocolire pentru camioane și pentru cei care doresc să ajungă în cartierul Burdujeni pe strada Gheorghe Doja. De asemenea, de mâine se vor mai face și două traversări, una pentru apă și una pentru canalizare, la intersecția străzilor Petru Rareș, Mirăuți și Ana Ipătescu, intersecția semaforizată, astfel încât circulația va fi restricționată pe un singur sens de circulație. După mini-vacanța de Paște, primăria a anunțat că va întocmi grafice de lucrări foarte precise și va impune termene stricte pentru ca înlocuirea conductelor să se facă eficient și să se termine repede. Mai mult, primarul Ion Ungu amenință cu comandamente zilnice la care să participe conducerea primăriei și constructorii.